la noi episod. Astăzi jucăm finala campionatului mondial cu cei de la Spania. Deci va fi un meci foarte interesant. Mie îmi place Spania ca și națională, eu cu ea țin. Le-am dat la băieți să aibă acolo stamina full. Spania joacă cu De Gea în poartă, Alba, Albiol, Ramos. De ce nu joacă cu Piqué, mă rog? Carvajal, Rodri, Busquets, Rodrigo, Parejo, care este și la noi, Isco, Alcácer și Asensio. O echipă foarte, foarte bună. Ia să-mi ce chituri mai au ei. Da. Vom juca așa, îi dăm drumul și să sperăm că vom câștiga finala. Totuși, să fim acolo campioni mondiali ar fi o performanță foarte mare pentru România. Nu știu ce impresie aveam, dar parcă în DLS-ul de anul trecut, parcă când jucai o finală de asta, intrai cu trofeu pe masă, cu de-astea, cu nebuneală. Dar nu contează. Contează ca noi să ridicăm trofeul la final și să avem noroc, spun. Trebuie să ne concentrăm. Matici, Nemanja Matić. Înapoi către Parejo. Parejo l-a văzut foarte bine acolo pe Huntelaar, dar n-a apucat să paseze la timp. Ajunge mingea la Alex Vidal. Alex Vidal va veni cu centrale, dar nu Rodri acolo, intervine foarte, foarte bine. Jordi Alba. Pasă către Isco. Tudor Disco. Asensio scapă aici singur și, ce bine! Ce bine a fost faza asta, se vede că suntem români, am jucat cu, foarte bun, chiar dacă luam roșu nu era o problemă. Și Firmino poate să facă 1-0 în această partidă, Firmino, bară, și Huntelaar, și facem 1-0 în minutul 20, în finala campionatului mondial, nu se poate ceva. Chiar mă gândeam, cum îți dai bară de antea șuturi pe care le-am dat la campionatul ăsta mondial fix acum în bară, dar... Noi am lăsat pe cei de la Spania să dea gol și noi reușim să dă gol. E foarte, foarte interesant și foarte tare. Vom intra cu alunecări, cu ciobănișme de ale noastre, adică noi nu stăm la discuții. Alcácer va trebui să se întoarcă acolo, da? Am gândit-o foarte bine. Hai, Matić, hai, aleargă puțin. Aleargă, că alergi pentru trofeul de campion mondial. Huntelaar, 2-0, facem 2-0 cu Spania. Nu pot să cred așa ceva, Avem 2-0 în minut 30. E incredibil așa ceva. Încerc de ce tot timpul vine atâta spre margine. Cred că ei caută centrări, fiindcă de altfel n-ai avea de ce să vii atât de în margine și după aceea să centrezi. Ia asta caută, baloane pe sus. Nu ne vom jucăm sigur, așa că degajăm departe, n-are sens să ne jucăm cu focul. Florin Andone, către Parejo, apăr acolo, De Gea foarte bine. Ar fi trebuit să dăm așa o scăriță, dar asta este. Bate în scurt. Către Florin Andone, care va veni aici cu un șut, în blocaj, desigur. Parejo către Matić, un șut de la distanță și ne vedem după pauză. Am decis să introduc și ceilalți români, pe Bogdan Stancu și pe Ovidiu Hoban, așa că avem toți românii pe care îi puteam adăuga în această partidă, îi avem pe teren. Carvajal, un șut destul de slăbuț. Ajunge mingea la Bogdan Stancu. Bogdan Stancu către Huntelaar, o pasă greșită acolo, interceptată de Alba, Jordi Alba. Parejo, foarte bine, intervine Florin Andone. Către Mihai Pintili. Facem o tiki-taka să învățăm pe cei din Spania cum se joacă fotbalul adevărat. Aia nu, trebuia să dea cu piciorul de acolo. Așa, sigur că n-avea nicio șansă. Dacă dădea cu piciorul, poate, acolo o șansă mică să-l surprindem pe De Gea. Dar chiar nu înțeleg de ce
nu joacă cu Piqué, sau parcă Piqué s-a retras din Naționala Spaniei, nu mai aduc aminte. Chiar nu mai aduc aminte. Cred că de asta nu joacă cu Piqué. Habar n-am. Acum Firmino este destul de singur, poate să facă dubla și să facă 3-0 și face dubla? Nu face dubla, nu. Dă primul gol din această partidă pentru el, din această finală. Alcácer, iese și intră Diego Costa, un veteran. Și putem să ne bucurăm deja, fiindcă deja am câștigat finala. Acum contează cu ce scor o câștigi, dar e neimportant. Puteam să câștigăm și cu 1-0 și Spania să fie avut toate ocaziile și toată posesia de pe lume. Firmino cu dubla, da, facem 4-0. Facem 4-0 și deja este o joacă acum ce facem noi. Sunt foarte fericit că am câștigat acest campionat mondial, am fost foarte concentrat, sincer să fiu. Am vrut să fim acolo, să câștigăm. Și acum, din câte ar trebui să fie, dacă se păstrează același sistem ca la DLS-ul de anul trecut, ar trebui să fim, să jucăm acum pe regiuni, cum ar fi, adică Europa, după cea cu America de Sud sau chestii de-astea, cu America de Nord, Africa, toate țările, toate continentele, dar mă rog, unele sunt împărțite. Și câștigăm campionatul mondial. Ei puteți vedea pe băieți că sunt foarte, foarte bucuroși aici. Suntem și cum ridicăm trofeul, da, acolo trofeul de cupă mondială. Omul meciului a fost și întâlar, deci ce să mai vrei mai mult de atâta. Și acum, da, cred că vom juca pe regiuni, să vedem. Da, v-am zis că jucăm pe regiuni, am avut dreptate, n-avem niciun român. Deci haideți să ne uităm acum și la... deja suntem în optimi, cred. Și jucăm cu Europa de Est. All Stars. Adică și dacă sunt... adică putem juca cu Maradona dacă am picat cu America de Sud. Da, și cu Asia, da, cred că e interesant. Nu o să mai joc acum, fiindcă deja e destul de târziu, cu ceasul, deja 11 și mă că am luat somn așa. Și nu o să mai joc. Ce să vă zic, dați un like dacă v-a plăcut că am câștigat campionatul mondial și dacă vreți să câștigăm și această cupă pe cupa, cum să zic acum, că a fost campionatul mondial, asta ce mai putea să fie. Mă rog, toate cele bune, pe data viitoare. Papá.